Să vreau să te întreb, pentru că erai, intrase în PD în momentul ăla, în 2004, 2003, 2004, da. Da. Crezi că e întâmplător, te întreb direct, e întâmplătoare ascensiunea CFR Cluj din anii domniei lui Băsescu, să spunem așa, din anii mandatelor lui Băsescu, ținând cont că Pascani era un sponsor al partidului? Pascani era într-o legătură foarte bună cu echipa lui Băsescu de la Cluj. Da. Cu echipa lui Boc și a restului de acolo și nu cred că este o întâmplare. Pascani a avut succes și pentru că a investit, dar probabil că i s-au făcut și diverse înlezdiri. Dar m-a întrebat direct, îți răspund direct, nu a fost o întâmplare între ascensiunea CFR-ului de atunci a lui Pascani și legătura cu Băsescu, toate articolele de presă legate de dosare, iertare de dosare și așa mai departe, sunt reale. Bun, cum se putea descărca influența politică pentru a ajuta sportiv o echipă? Cum crezi că se putea? Cooperativa din vremurile alea devenise groaznică și totul se juca în culise. Tu și colegii tăi știți mai bine decât mine ce poate să facă un arbitru sau un arbitru de margine sau cine știe ce programări de meciuri în economia unui campionat. Și cred că s-au întâmplat. Dosarul valiza tot la Cluj, cu Cluj, din păcate, Toni Doboș în vremurile alea fusese implicat. Multă mizerie. Multă mizerie, lucru care n-a făcut totuși ca entuziasmul în jurul fotbalului să scadă, că avem nevoie de vitalitatea asta pe care ne-o dă calitatea de spectatori sau telespectatori. O națiune are nevoie de așa ceva, are nevoie de mize sportive, de competiții adevărate, nu de competiții aranjate. Și mai am o întrebare care poate părea cu repetiție. E întâmplătoare ascensiunea Unirii Urziceni, care era patronată de Dumitru Bucșaru, un tip din cercul Cocoș Udrea, ascensiunea Unirii Urziceni până la câștigarea titlului și apoi dispariția echipei după încasarea unei sume de bani din Liga Campionilor? Ce crezi? Aia a fost un... Nu. Când mod clar sunt lucruri necurate, n-aș trece cu buretele totuși peste performanța sportivă. A fost o performanță sportivă, s-a jucat bine la Unirea Urziceni. Acel ajutor în plus care vine din mediul politic, ăla este otrăvitor pentru că omoară competiția, omoară spiritul jucătorilor care devin frustrați că n-au și ei un Dorin Cocoș sau nu știu ce pe acolo pe la Cotroceni cu fel de fel de legături. Astea sunt lucrurile urâte din fotbalul românesc, din sportul românesc, din sportul internațional și arată un soi de înapoiere. Adică nu te poți dezvolta așa.